isn't in my birthday yet. Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Ce faci, Filip? Te-am văzut vlogul tău. Păi salut aici oamenii. Salut. Spune salutare. Salutare. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one left with things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. They're like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right here we got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of. Foarte multe mesaje legate de skincare, mi-am propus să mă demachiez cu voi, așa că o să vă arăt ce produse folosesc pentru a mă demachia și ce aplic apoi, ținând cont că acum se face seară și nu o să mai ies nicăieri. O să aplic câteva creme de seară și atât. Nu o să fac nimic altceva. Oricum vreau să mă demachez, iar apoi eu vreau să punem să ne uităm la un film sau ceva. O să fie un clipuleț așa mai scurt de skincare. Nu am o rutină neapărat foarte bine întemeiată pe care o respect întotdeauna. Spre rușinea mea, uneori și adorm machiată, pentru că de foarte multe ori mi se întâmplă să ajung acasă să fiu foarte obosită, doar să mă spăl pe dinți și atât. Să nu apuc să mă mai demachez, să-mi fac toată rutina. Dar când reușesc și când am chef să fac asta, folosesc câteva produse. Nu am foarte multe, nu sunt extrem de scumpi, așa că vă arăt și vouă. Și vă arăt și pașii pe care îi urmez eu. Să nu mă judecați, să nu mă corectați, fiecare face cum consideră. Nu zic neapărat că rutina mea este una corectă, în schimb pentru mine este potrivită. După cum vedeți, nu am nicio problemă cu tenul, n-am avut niciodată și poate de asta am și permis să nu fiu foarte strict în ceea ce privește tenul, produsele pe care le folosesc sau îngrijirea lui. Bun, ne apucăm de treabă. Pentru început, o să iau două dischete și o să mă demachez cu acest demachiant, care este cel de la Doina. Îl folosesc de când eram în liceu și să știți că în continuare îmi place foarte tare. Atunci când nu am eyeliner la ochi, când nu folosesc tuș, demachiantul ăsta este unul foarte blând pentru genii,
când sunt dată cu tuș sau cu eyeliner, cumva trebuie să insist cu apă micelară, pentru că altfel nu se duce. Trece o ambulanță, deci stăm momentan. Gata, a trecut. Vă spuneam de demachiantul ăsta, care este un lapte nutritiv și este pentru față, corp, îngrijire și demachiere. Eu îl folosesc pe post de demachiere, îmi place foarte, foarte tare. Așa că ce o să fac acum, o să fie să ud puțin dischetele astea cu puțină apă. Iar acum o să iau demachiant, o să pun o cantitate nu foarte mare pe o dischetă, vin cu cealaltă și întind pe ambele, după care vin și fac mișcări circulare pe toată fața, inclusiv în zona ochilor, și demachiez foarte, foarte bine. Bun, după ce am terminat acest proces și am îndepărtat foarte, foarte bine fondul de ten și rimelul, fardul de sprâncenii, tot ce aveam noi pe față, ce fac eu acum este să vin cu acest cleanser și să mă spăl pe față. Indiferent că folosesc acest demachiant sau indiferent că folosesc apă micelară, niciodată nu rămân cu tenul așa. Tot timpul vin cu un cleanser din ăsta și îmi curăț fața foarte, foarte bine. Pur și simplu o să-mi umezesc fața. O să pun o pompiță în palmi și întind pe toată fața, după care mă șterg și asta este tot. Să știți că cleanserul ăsta se aplică doar pe fața umedă. Mi-am pus aici o cantitate destul de mare și ce o să fac o să fie să vin pe toată fața. Eu acum doar o să vă arăt, după care o să mă aplec aici la chiuvetă ca să nu stropesc foarte mult în jur și o să mă spăl cum trebuie. Dar cam așa fac și dau inclusiv pe ochi bine, 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 după care clătesc cu apă călduță, mă șterg și revin la voi. Am revenit, se și vede că sunt foarte roșii la față, eu oricum deja v-am spus că am cuperoz și mă roșesc foarte tare, să știți că cam așa mi-arată fața mereu dacă nu sunt machiată, asta și legat de întrebările din machiajul pentru sală. Eu merg la sală machiată pentru că altfel aș arăta mult mai roșii decât sunt acum și nu-mi place. Ce o să fac mai departe este să folosesc această apă termală. Eu o dau, îmi și calmează roșiața asta și mă și răcorește așa pe față și o simt foarte fain după. Ok? O lăsăm să se usuce ea de la sine. Nu șterg, nu-i fac absolut nimic. După care, ce o să vreau să fac, o să fie să vin cu acest serum de calmare, este de la Balea și este un ser calmant. Iarăși îmi calmează foarte tare roșiața asta și tenul așa și apoi îl simt foarte hidratat. După care o să aplic această cremă antirid, doar aici în zona cearcănelor. Este o cremă foarte, foarte bună. În general folosesc genul ăsta de creme și paduri pentru ochi, pentru că să știți că am cearcănii. Chiar dacă sunt micuță, am cearcănii, culmea. Bun, stăm să intre apa asta termală, iar apoi revin la voi când mi-aplic serul. Bun, mi s-a uscat apa termală. Iar acum ce o să fac, o să fie să iau o pompiță și să pun așa cam pe toată fața, după care o voi întinde. Cam atât. Iar acum pur și simplu doar o întind bine, bine, bine peste tot. Bun, mai departe o să aplic crema antirid și la fel doar vin cu ea puțin aici, puțin aici și din nou facem același lucru, întindem foarte, foarte bine în zona asta. Eu
Ea intră foarte repede în piele, să știți, foarte, foarte repede se absorbe. La final vin și aplic crema asta care este la Garnier cu acid hialuronic și tot la fel pun foarte puțină. O să iau cu o paletuță și o să-mi pun puțin în mână, după care o întind așa pe toată fața. Mie foarte tare îmi priesc cremele astea care au aloe vera, nu știu, îmi simt tenul foarte hidratat apoi, eu am tenul foarte uscat. De obicei, pe sezonul rece îmi este foarte, foarte uscat, dar vara mi arată puțin cel mai bine. Oricum, mi-a mai făcut colega mea de la cosmetică și câteva peelinguri. Mi-a mai și dat ca să-mi fac eu acasă. Așa că îmi simt tenul un picuț mai bine față de cum era în alți ani. Dar roșiața tot este. Uneori mai am și câteva coșuri. Mai spre exemplu, abia mi-a trecut ciclul menstrual și abia de acum o să înceapă ele să se curețe, dar mai avem și câteva coșuri. Iar la final, după ce am terminat cu tot, aplic acest balsam de buze, pentru că am buzele foarte uscate. Și cam asta este tot. Cam asta a fost rutina mea de demachiere, să spun așa. Cam asta fac în general după ce mă demachez. O să se liniștească tenul meu. Acum este puțin de exagerat roșu și de la cum am făcut eu mișcările astea circulare. Dar cam astea sunt produsele pe care le folosesc eu de obicei. Asta mai mult după amiază. Dimineață aplic și câteva baze pentru machiaj. Aplic și câteva creme cu SPF ca să-mi protejez tenul. Dar poate o să vă iau cu mine într-o dimineață când mă machiez și o să vă arăt și ce folosesc înainte de a aplica make-up. Sper să vă placă această mini rutină de skincare. Aș vrea să fac un clipulet dedicat doar pentru așa ceva și cumva să vă arăt și ce folosesc dimineața și ce folosesc seara, dar o să urmezi curând. Momentan vreau să văd dacă am printre urmăritoare interesate și de acest subiect și în cazul în care o să văd că vă place această parte din clipulețul de astăzi, o să revin la voi cu un clipuleț dedicat doar pentru skincare. Gata, mă pun în pat și de acum mă odihnesc pentru că mâine avem o zi lungă, mâine începem un nou daily vlog. Dacă v-a plăcut clipulețul de astăzi, nu uitați să vă abonați. Noi ne vedem în clipulețul următor. Puteți să-mi lăsați în comentarii sugestii, păreri. Puteți să-mi lăsați părerea voastră despre produse dacă le-ați testat. Iar noi o să ne vedem în clipulețul următor. Vă pup! Pa, pa!